Oamenilor, așa ceva nu-ți vine să crezi ce face Google-ul din România, mâncava și Dumnezeu. Ca să vedeți, măi, oameni, mă, că în ziua de astăzi, infractorul e boier și omul corect e deținut politic. Ia fiți atenți ce se întâmplă în clipul ăsta. Deci nu credeți, mă. Și vă mirați, mâncava și Dumnezeu, cu trading-ul, că cine e în trading și din ele. Deci o luat o razna Google-ul, mă. Google-ul a luat o razna. De-aia, băi, alo, Google-ul, să vă fie rușine la nas, nici nu știu cum să vă zic, să vă fie rușine la nas că sunteți cumpărați, mă, sunteți cumpărați. Nu vreau ca să aduc cuvinte jignitoare și din alea că știi că îs nebun. Da, vă iau și vă întorc și vă sucesc, vă perpelesc la orice oră din moment și timp. Rușine vouă, rușine vouă, atenție la ce urmează. Bățucă, tata neță mondialul așa de dimineață, de amiază, nici nu mai știu ce oră îi. Auleu, pe cum să n-aveți ciudă pe mine? Cum să n-aveți ciudă pe mine? Tastatură, tăt. Cum să n-aveți ciudă pe mine, mă? Cum să nu fiți nervoși, mă? Uită-te, mami, unde-i pâța? Bot, ai vezi-o. Păi, da, motiva, mă, că nu mai vrea să fie jos. Stă la înălțime. Cum să nu aveți ciudă și oftică pe mine, mă? Când vedeți ce și cum mănânc dimineața, nu că alții n-ar avea. Dar ăia din lista neagră, ăia care așteaptă pe mama lor, pe tata lor, să vină de la lucru, să-i caute în geantă, să le fure un 10 lei, un 20 de lei. Aia care așteaptă pensia la bunicii lor, să le rupă de un 20-30 de lei, dacă nu să le fure tot budelarășul. Cum să n-aveți ciudă pe mine, mă? Ia uitați! Și așa, pentru relosanță, înțelegeți? Vă dau aici 4 feluri de brânză, ouă de latinul rus, prosciutto, sau cum îi spuneți voi, homon, pata negra, de la, auziți de la cine? De la nășicu cu pufoșica. Avem aici oarece din ele verde, ptită cu așa, ni, lebeniță, fructe, tot ce vrei tu. Și un napolat. De ce zic treaba asta? Domnilor, ca să vedeți ce Google de rahat avem în România. Nici nu știu cum să le zic, mă. Ce comunitate, mă, ce comunitate de-aia Dumnezeu, înțelegi? Închide ochii un pic peste România. Lasă-ți și eu un pic de vâlvătaie. Fiți atenți. Am lăsat la o postare făcută de o emisiune, un coment. Pietre și bdicașăi, pe voi. Înțelegi? La o postare care o întrecut măsurile lor. Ați înțeles voi? Ia uitați aici comentul. La care ne-am luat un report. Am confirmat că prin comentariul tău nu ai respectat standardele comunității. Am analizat din nou comentariul, că am făcut recurs, cum ar veni. Suntem la tribunale. Am analizat din nou comentariul tău și acesta nu respectă standardele comunității noastre. Bă, mami, bă! O să contez la Consiliul de Supraveghere. Mereți în chemniță să vă mânce după ce aveți voi mai scump? Nu contest. Dar problema e alta. La o postare de-a mea, un nenorocit mi-a comentat, ia uite, e o pagină falsă oricum.
Înțelegi? Înțelegi tu? Îi fac, fii atent, îi fac mâncava și Dumnezeu, îi dau din ăla, report. Trimit către Facebook. Mor de râs ce răspuns am primit. Ai raportat în mod anonim comentariu adăugat de auz. Nu auz răspuns. Auz că anonim l-am raportat. Mâncața și Dumnezeu. Pe cum anonim dacă eu l-am raportat acolo? Fii atent. Nu am șters comentariul lui așa. Nelson Mondialu am analizat comentariul pe care l-ai raportat și am constatat că nu încalcă niciunul din standardele comunități. De acest moment nu am șters comentariul. N-am mâncat să-și Dumnezeu să-ți îl mânc. Na ce ziceți, băi, oameni, bă? Să mor de râs, nu alta. Să mor de râs, nu alta. Nu v-ar ajuta Dumnezeu să nu vă ajute de jeguri împuțite dacă îți dă blocaj. Bă, oameni, ca să vedeți în ce țară trăim, ce Google avem. Să vedeți ce Google avem. Înțelegi? I-am dat eu blocaj la pagina asta falsă. Așa și șterge. Așa. Ați înțeles ce Google avem? De-aia să moră ăștia de ciudă. Ha! Bă! Adică mie pietre și bicașăi. Îmi dă report? Și la ăla cuvinte bulgare nu încalcă. Nu încalcă standardele. La ce ziceți? Ce viciudă, zici, mă, mă afle ca un porno, mă, să ce țâți de pe astea, mă. Na, na. Să ce ciudă pe astea, mă. Glicemia 130. Ne-o face Liana înapoi. Dai tu seama, mă. Mă, Facebook, nu vii rușine la nas, mă. Sunteți de toată rușinea, mă. Sunteți mai amar de capul vostru cu comunitatea voastră și cu toate prostiile, mă. Care voi ziceți că nu vreți să faceți rău. Și dați pe paginile voastre de Facebook, dați voie să posteze, mă, lucruri ciudate și urâte, mă. Și instigări la violență, mă. Nu vii rușine. Vai și la mar de voi, mă, cine v-o da vouă aici la noi în România dreptul. Ne-ați dat tot aiurea reporturi, tot aiurea. Acum știți ce am făcut, da? Toate televiziunea am blocat. Luați bani, mă, luați pagă, mă. De la răutari, de la ăstea. La un doctor, dacă te controlează te ăsta și simți nevoia să-i dai că s-o comporta frumos cu tine și de la... Îi bași ceva în buzunar, o șpagă, o atenție. Îl bagi la pușcărie. La un popă de spune Biblia pe cap și zice, Doamne ajută și pui în buzunar, te laudă. Da, Dumnezeu. Vă va trânti. Îți dai tu seama, mă, în ce țară trăim. Vă vreți să postez ca și ăștia, mă? Să postez un tricou, să zic, vai, ce bine mă simt eu cu firma. Reclame cum facă și ascunsă.
Deci așa ceva, oricum, eu sunt obișnuit cu ele. Ciucu.